Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Far Cry 5. E bine, dragi prieteni, înainte să începem acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, asta mă ajută enorm și cu cât strângem mai multe like-uri, cu atât voi posta mai multe episoade, deci aici zic eu că toată lumea are de câștigat. Și acestea fiind spuse, haideți să o luăm din loc. Ideea este că avem ceva de mers, deci nu mă încântă foarte tare să stau aici să pierd timpul. Dar sunt unele lucruri pe care trebuie să vi le amintesc. Opa! Pare să fie ceva în zona asta. Nu-mi dau seama exact ce, dar garantat e ceva pe acolo. Orice ar fi, pe mine mă interesează să ajung la obiectivul misiunii și să vedem ce naibii se întâmplă acolo. Hai că vedem! Oare ar fi cazul să coborăm puțin? Eu așa zic. Aha, ok. Hai că o să încerc să trag după ăștia. Problema e că nu prea-i văd. Orice ar fi în momentul în care elicopterul este doborât, o să continui pe jos. Dar deocamdată suntem destul de bine. Aha. Pinișor până aici. Bă, mulți mai sunteți, vere. Unul care tot supraviețuiește și mă enervează. Sau poate a murit și el până la urmă. Perfect, da? Băi, zic eu că facem o treabă destul de bună. Nu pe cât de bună mi-aș fi dorit eu. Pentru că ai dracu se ascund. Păi nu este panică în cazul ăsta. Mă mai uit pe aici. Și încerc să trag pe geamuri. Poate nimeresc așa. Așa, boss. Aia a fost. Păi bine, în cazul ăsta, o să aterizez aici. Unde bulangii, aparent, au și un elicopter. Băi, ești nebun? Ce mișto e vopsit? Hai dracu ei să fie. Ia stați așa. Mai aud ceva. Ca să vedeți. Care ești, mă? Hai să mai vedem pe aici. Mamă, dar asta chiar că e o tabără. Dar ăștia n-au nicio șansă cu mine aici. Ia să mai vedem. Chestii șmecherii. Teoretic, în zona asta, ia să vedem. Avem bunătăți? Nu prea văd să avem bunătăți pe aici. Sau poate? Nu. Ok. Am pus aici niște dinamită. Și hai să mai vedem. Mai avem de pus aici ceva dinamită, dacă nu greșesc, nu? Imediat. Oh, shit. M-am gândit la asta. Și o să facă boom. Ho-ho, ok. Hai că a fost interesant. Dar trebuie să iau elicopterul să plec. Așa, da? Să vedem. Asta e de-al nostru, nu?
Perfect. Hai că am făcut o treabă cel puțin excelentă. Numai că după cât observ eu, ne-am pierdut pentru moment partenerul. Da, este ok. O să supraviețuim. Acum, întrebarea este, oare ce mai avem noi de făcut? Băi, chiar sunt curios. Hai să vedem. Am cam terminat cu zona asta, am terminat și cu zona asta în altă. Deci acum, haideți să mergem pe aici. Da. Să fac un side mission? Nu. Nu vreau să fac un side mission. Mergem direct la o misiune principală? Eu asta aș vrea. Păi, hai să ne punem pe treabă, zic eu. Unde să fie oare acea misiune principală? Ah, ok, în zona asta trebuie să mergem. Avem cam 2,5 km plus minus. În fine, încerc să estimez ca să nu vă obosesc cu numere de-astea exagerate mari, dar vom merge cu elicopterul, deci îmi imaginez că o să ajungem acolo relativ repejor. Dacă mi-aș lua wingsuit-ul, s-ar putea să ajung chiar mai repede acolo. Wow, sunt surprins, deci nu am mai fost niciodată atât de sus. Vreau să aterizez. Opa. What the fuck? Faci mișto de mine? Cum dracu s-a putut întâmpla asta? Bă, al naibii de puternic sunt. Nu-i dă mirare că-i fac pe ăștia praf. Hai să mai încercăm. Nu, n-a mers. Poate merge acum. Ok, am fost pe aproape. Nu este panică. Ia să mai împingem elicopterul de aici. Gata. Cine ar fi crezut, nu? Păi, știi ce mă gândesc eu că ar fi interesant? Să vânăm. Ce părere aveți voi de treaba asta? Văzusem ceva animale pe aici. Ia uitați. Perfect. Să văd cum fac. Ceva de genul ăsta? O, perfect. Ideea este că am nevoie de bani. Și ca să fac rost de bani, e bine, trebuie să vânez. Nu e greu. N-am absolut nicio șansă. Mai bine nu mă chinui. Bun. Hai să mai vedem pe aici. O să arunc niște carne. Să vedem. Ok, un urs vine la carnea asta. E bine. Perfect. Hai că e ok. Mai aruncăm niște carne. Hai să vedem ce animal vine. Încă un urs. Nu-i rău deloc. Hai să mai vedem. Oh shit, nu-i bine. Nu-i bine deloc. Nu fugi. Bun. Hai că în cele din urmă am doborât și ursul ăsta. Și să mai vedem. Sunt curios dacă mai am carne și nu. Nu mai am. Nu este panică. Ne mai plimbăm pe aici și garantat o să mai găsim animale pe care putem să le vânăm. Locul ăsta aici sus e atât de pașnic încât, credeți-mă, aș sta aici și mi-aș petrece tot restul vieții. Pe bune, adică uitați ce frumos e. Absolut genial. Dar, ei bine, zona asta, de aici observați cum arde.
Și mai este ceva fum și de acolo, de undeva, și de acolo, dacă observați, deci... Într-un fel cam știi ce se întâmplă în ținutul ăsta. Așa că cel mai bine, zic eu, că ar fi să mergem la elicopter să ne vedem de treaba noastră. Ce văd eu acolo? Niște animăluțe. Pe care pot să le vânez. Cât de tare poate să fie treaba asta? Destul de tare, zic eu. Păi, o să le vânăm și după aia o să ne vedem de treaba noastră. Ia să vedem. O, da. Perfect. Stau aici. Băi, ești nebun. Ho, hai că am avut o țintă destul de ok. Cel puțin pentru distanța asta. Chiar m-am descurcat bine. Bun, hai că mai mergem un pic. Să vânăm și cealaltă animal. Și după aia zic eu că ne-am putea atira. Oh, dar se aude așa un vânt ciudat pe aici. Ok. Oh, shit! What the fuck? Nu-i bine. Genuțule. Săracurs. Mamă, ce m-am speriat. Doamne ferește. Pă bune acum, deci mi-a sărit inima din piept. Și aici nu glumesc deloc. Păi, în cazul ăsta... O să încerc să mă întorc totuși la elicopter. Dar mai am aici un ultim kill de dat. Să vedem. Am cum moare. Evident. Hai că nu sunt un vânător atât de rău. Perfect. Hai să mergem. Am pierdut oricum suficient timp pe aici. Și mai văd un urs. Pot să trag în el? Ia să mai încerc așa. L-am nimerit? Nu l-am nimerit? Nu prea-mi dau seama. Da, nu știu exact. Nu-l nimeresc. A, fuge de mine al naibii. De ce fugi, mă, nebunule? Meh. Știți ce? Hai să lăsăm ursul în pace. Mă urc în elicopter și îmi văd de ale mele. Ia uitați aici animalul cum fuge, mă. Și mai e și ursul pe partea asta altă. Îl speriem puțin și după aia lăsăm în pace. Perfect. Opa, și după cât observ eu de aici, mergem oarecum la câmpie, plecăm din munți. Nu o să-mi lipsească neapărat munții, fie vorba între noi. Nu de altă dată, e foarte greu să navighezi pe aici. E absolut oribil, nu-mi place deloc. Cel mai distractiv este pur și simplu să stăm la câmpie, să ne bucurăm de, știu eu, vremea frumoasă, o priveliște decentă, zic eu, și chestii de genul ăsta. Îmi plac lucrurile simple, trebuie să recunosc. Bun, hai că mai avem aproximativ un kilometru. Și, ținând cont că mergem cu elicopterul, asta o să fie relativ rapid. Chiar o să fie super rapid. Și mă gândesc că acum, că am scăpat de munți, o să mă bucur mai mult de mersul cu mașina. Și cu ATV-ul. Și cu alte chestii pe care le mai am eu. Eventual și avioane. Cine știe. Ar putea fi interesant. Eu așa mă gândesc. Orice ar fi, hai să aterizăm pe undeva prin zona asta. Și stau și mă gândesc. Mă, nene, la ce distanță sunt eu de sol? Pentru că, după cum observați, durează foarte mult să cobor. Deci chiar super mult.
Orice ar fi, o să las elicopterul pe aici. Nu de alta, dar nu vreau să-l vadă pe Giz. Și o să mergem la vânătoare. De pe Giz de data aceasta. Nu putem deschide chestia asta, nu? Aparent, nu prea. Bun. Ok, ăștia par să fie civili. Cam așa se pare. Hei, ăsta nu-i Vas? Ba, el e. Care cântă la mandolină sau la ceva, nu știu ce chestia e. Nu mă descurc cu instrumentele muzicale absolut deloc. Ia uitați-l pe tipul ăsta. I give thanks to the Lord every day for bringing you and I together. I'm glad you're looking to do more here. We need you. As you can see, John Seed's making a lot of people suffer right now, and quite frankly, I can't keep up. These people need me. They're my responsibility now. But that just means keeping tabs on the resistance is being that much harder. When you get a chance, head out east and check on our people at the Woods and Pig Farm. I haven't heard back from them in a couple of days, and that worries me. We can't afford to lose a single one of our fighters. The cult's got their eyes peeled for you. Ok, da. Păi, hai să ne punem pe treabă. Și cred că o să iau o mașină de aici, de la garaj. Chiar e frumos orașul ăsta. E plăcut așa. Mega Caterinca. Bun, în primul rând am nevoie de muniție. Și hai să vindem aici chestii. Și am ceva de vânzare. Dar pot să le vând pe toate? O, da. Așa se fac banii. Și trebuie să recunosc. Se fac banii ăștia destul de repejor. Probabil o să vând la un moment dat și revistele, dar sincer, mă doare sufletul să mă despart de ele și nu valorează atât de mulți bani. Ok, da. Hai să vedem ce vehicule avem noi pe aici. Unde e mașina mea favorită? Ei, ia uitați-o. Absolut genială. Cât de frumoasă poate să fie mașina asta. Mie-mi place la nebunie. Orice ar fi, hai să-i dăm bătaie. Ei bine, dragi prieteni, mergem de ceva timp. O să-i lăsăm pe Peggy's în pace, pentru că am altă treabă. Așa. Ce naibii vroia tipul ăsta să-i facă unui om nevinovat? Să-l omoare? Păi bă, băiatule, lucrurile nu funcționează așa. Nu pe tura mea. Hai să mergem mai departe și să ne vedem de treaba noastră. Nu pot să mă bat acum cu Peggy's din motive oarecum evidente, dar cred că o să mergem pe un drum de țară. Bă, nebunule. Ăsta nu-i de-al lor. Ok, e bine. Cazul ăsta, înapoi în mașină. Și pare mi se că am ajuns cam unde trebuie. Hopa! Hai să mai vedem. Hai încă puțin. Ne încărcăm și noi arma frumos. Oh, shit. What the fuck? Bă, nebunule. Nu moare ăsta odată? Hai să-l ajutăm. Sau? Nu e nevoie să-l ajutăm. E ok.
Perfect. Hai că am făcut treaba destul de bună. Oh, shit. M-aș mă de aici. Unde sunt ăștia? Să mor de-i văd. Aha. Hai încă puțin. Nu vreau mai alt dracu să moară. Și mai trebuie să fie cineva, bănuiesc, nu? Sau poate că nu. Băi, dar nebuni sunt pe ghiz ăștia. Hopa! Ce să fie oare aici? Au! Am căzut într-un beci. Ok, poate am mai fost pe aici. Într-un fel mi-a dat cunoscut. Cred că am mai fost în beciul ăsta. Dar e bine să fiu sigur. Bun. Mai arde pe aici? Nu prea mai arde. S-a stins focul. Sau în fine. Aproape s-a stins. Și hai să mergem la ferma de porci, care e undeva în direcția aia, la aproximativ 200-250 de metri. Ok, da. Să fie oare ăsta drumul cel bun? Eu asta sper. Ok. Am înțeles. Bun în cazul ăsta. Ceva nu-i bine. Trebuie să-i marchez pe fraieri. Într-un fel sau altul. Da, vedeți? E puțin problematic. Aici un civil. Ia să mai vedem. Avem un șmecher acolo. Mai avem o tipă pe aici. Și hai să studiez puțin. Trebuie să-mi fac așa o idee. Băi, ești nebun? Nu e bine, e cineva care mă vede. Chiar nu e bine. Bun, da. Hai că mai urc pe aici. Cum îi salvez eu pe ostatici? Aha. Ok. Bă, dar îi protejează bine de tot. Deci chiar îi mega protejează pe ostatici. Și tocmai de asta nu pot să atac ca lumea. Nu m-au văzut, nu? Nu cred. Orice ar fi, hai că e bine că se îndepărtează oarecum de ostatici. Și pot să-i eliberez. Super. Ia să vedem pe aici. Am scăpat-o pe asta. Hai să-l scap și pe tipul ăsta. Și... mai e cineva aici. Perfect, da? Hai acum să scăpăm de fraieri. Aha! Hai încă puțin. Oh, shit.
Bun, da. Hai că-l ridicăm pe ăsta. Binișor până aici. Încarc rapid. Decent, aș putea spune. Băi, ești nebun? Câți de ăștia mai sunt? Mai vin pe ghiz? Nu știu că e cea mai bună idee pentru ei să vină în continuare. Băieții ăștia n-au nici cea mai vagă idee ce arme am eu. Deci chiar habar n-au. Perfect. Băi, chiar a fost ușor. Trebuie să recunosc. Bun. Asta e ciudat. Păi, hai că noi să ne vedem dale noastre. Și ce pot să spun, dragi prieteni? Acestea fiind spuse, o zi excelentă, la revedere!